Salutare! Astăzi vă voi prezenta modalitatea de înlocuire a becurilor de la tripla din spate la Peugeot 308. În primul rând, pentru a ajunge la becuri, trebuie să demontăm tripla. Accesul se face prin portbagaj. În cazul de față avem tripla din spate dreapta. Va trebui să scoatem suportul de scule. După care avem aici un capac ce trebuie eliminat. Și avem două șuruburi ce se desfac. Acesta, respectiv acesta. Două piulițe, de fapt. Ok, le-am desfăcut. Acum vom elimina lampa cu atenție, trăgând în primul rând din această parte, partea de jos. Și aici sus avem o clemă de fixare. Mare atenție la scoatere, pentru că se poate rupe destul de ușor. A ieșit. Aceasta e clema de fixare. Scoatem și mufa. Mufa are aici un buton ce se apasă și iese. Aceasta e clema de fixare de care vă spuneam și intră aici, se fixează aici. Iar aici mai avem două ghidaje. Urmează să scoatem suportul becurilor de pe lampă. Acesta este prins în trei cleme, una aici, aici încă una, aici și aici. Mare atenție că sunt destul de casante și se pot rupe aceste cleme. Se trag ușor pe rând. Ok, ok, aici a ieșit. Mai avem aici una. A ieșit și aceasta. De aici. Iată suportul de becuri. Aici avem becurile. Lampa are 4 becuri, practic, dintre care avem 2 cu dublu filament, și anume P21x5W. Și unul cu un singur filament, P21W. Două cu un singur filament, P21W. Acum înlocuim becurile cu unele noi. Ok. Mare atenție la becurile de cu dublu filament pe 21x5W, pentru că intră într-o singură poziție. Și urmează să o montăm la loc, în ordinea inversă, practic. Ok, urmărim poziția de fixare. Și din nou cu atenție la cleme pentru a nu le distruge, a nu le rupe. Deoarece după aceea lampa nu va mai fi etanșă. S-a fixat.
Ok, acum o pregătim de montare în suport. Înainte de a monta lampa în suport, verificăm mufa să nu aibă pini împușcați sau cu semne de contact imperfect. Aceasta arată foarte bine. Deci putem monta lampa la loc fără nicio problemă. Ok, acum montăm lampa introducând mufa și aceasta are o singură poziție în care intră. A intrat. Urmărim locașul de fixare. Ok, s-a fixat. Urmează să-i punem și cele două piulițe. Acum fixăm cele două piulițe în șuruburi. Nu strângeți exagerat, deoarece sunt din plastic și pot ceda. Ok, urmează să-i facem proba. Așa cum spuneam, urmează să facem proba. Semnalizare. Lampa de mers înapoi. Luminile de poziție. Și frâna. După ce am făcut proba, urmează să montăm totul la loc. Capacul de acces la șuruburile, la piulițele de demontare a triplei, respectiv suportul pentru diferite accesorii. Sper să vă fie util acest tutorial. Drumuri bune să aveți și rezervorul plin.